Era o zi frumoasă de vară. Ne plictiseam acasă, așa că am decis cu Daria și Angela să ieșim pe afară. Mie îmi plăcea să alerg, iar Daria era cu trotineta și Angela cu skateboardul. În timp ce ne plimbam prin oraș, am observat o familie care avea un stand de limonadă. Am observat ceva ciudat la ei. Părinții vorbeau foarte urât cu copilul lor. Mamă, eu nu vreau să stau toată viața aici să vând limonadă. Eu vreau să merg la liceu. Eu vreau să merg la liceu când termin clasa 8-a. Apoi vreau să merg la facultate, să merg la chimie. O să te mai ajut cât pot, mamă, dar va trebui să-ți găsești pe altcineva să te ajute. Facultate-ți trebuie ție. Ai o părere prea bună despre tine, fiule. Viitorul tău este aici. Să vinzi limonadă. Nu o să te angajeze nimeni, lumea e rea. Eu te angajez aici și te țin toată viața. Așa că eu plec acum. Încearcă să vinzi cât mai multă limonadă. Azi e cald afară, cu siguranță lumea o să cumpere. Să fac ce îmi place și ce îmi doresc în viață. Iar mama lui nu lasă să meargă la liceu, la facultate. Îl obligă să stea aici toată vara și să vândă limonadă. Da, Daria, îmi pare așa rău pentru el. Dar până la urmă de aici își câștigă banii. Așa că hai să-l ajutăm și să ne cumpărăm și noi o limonadă. Bună ziua! Am dorit 3 limonade să fie reci. Cu foarte multă gheață. Este foarte cald afară și noi ne-am încălzit. Sunteți primii clienți de astăzi. 3 limonade costă 75 de Robux. Sper că e ok pentru voi. Bine, mulțumim mult. Chiar e foarte bună această limonadă. Cine ar fi crezut că niște apă cu puțină lămâie, cu puțină gheață, va fi atât de răcoritoare? Da, extraordinar de bună într-o zi călduroasă. Bun, acum va trebui să plecăm. Mamele noastre ne așteaptă, a zis să nu stăm mult. Oare ce efect va avea această limonadă asupra lor? Rămâne de văzut. Au plătit 25 de Robux pentru o limonadă și, de fapt, s-au ales cu ceva magic. Mami, eu sunt foarte obosită. O să mă pun să dorm. Vii și tu să dormim? Scumpă, eu mai am ceva treabă la calculator. Du-te și pune-te să dormi. Noapte bună, scumpă! Noapte bună, mami! Ce am visat? Ce vis ciudat am avut? Era Angela îmbrăcată într-un lup? Era foarte, foarte neobișnuit. Va trebui să-i spun și Darii ce am visat. Deci, Daria, visul a fost atât de real? Angela chiar părea că e un lup real în visul meu. Dar a fost doar un vis. Visele nu reflectă realitatea. Și unde ziceai că era Angela? Era la camping. Vai, ce dor mie să mergem într-o drumeție până acolo. Mă gândeam zilele astea să-ți propun să mergem. Ce zici? Vrei să mergem? Sincer, mi-ar plăcea să ieșim acolo. Facem un picnic la camping. Avem și foc de tabără. Haide, Daria, să mergem. Ce frumos e aici. A trecut o grămadă de timp de când n-am mai fost aici. Haide să ne plimbăm prin zonă, Daria. Să vedem ce s-a mai schimbat. Auzi și tu? Se aude un zgomot ciudat de după copac. Am auzit ceva. Hai să mergem să verificăm ce e acolo. E cineva acolo? E lupul! E un lup! Haide, Daria, fugi! E periculos! Grăbește-te! Stai, lupul ăsta îmi pare cunoscut! E Angela, calmează-te! A venit aici doar să ne sperie! I-am spus și ei zilele trecute că vreau să vin aici să mă plimb într-o drumeție! I-am spus că vreau să-ți propun să mergem azi! Știa că o să fim aici și s-a îmbrăcat așa doar ca să ne sperie! Nu pot să cred! E exact ca în vis! Angela, arăți exact ca în visul meu! Nu pot să cred că nu v-ați speriat! Ce vis? Despre ce vorbești? M-am chinuit de câteva zile să-mi fac roz de acel cap de lup să vin aici să vă sperii și voi știați deja. De unde știați că o să fiu aici? Bună întrebare, de unde știam? Parcă ar fi fost o putere magică, am visat. Am visat, m-am trezit, am mers la Daria, i-am spus, am venit aici și te-am găsit aici. A venit vorba și mie mi s-au mai întâmplat lucruri ciudate în ultima perioadă. Deci, fetelor, n-o să vă vine să credeți ce mi s-a întâmplat. Eram acasă, mă uitam pe YouTube la niște videoclipuri foarte amuzante. Râdeam de nu mai puteam, mi se părea atât de amuzant. Și dintr-o dată am simțit o panică, o frică și nu înțelegeam de ce. De ce a început să-mi fie frică? Nu eram
să mă duc jos să văd ce face mama, să-i explic și ei ce mi s-a întâmplat. Și am auzit conversația asta. Cum adică mă dați afară? Nu se poate să mă dați afară! Am o fică pe care trebuie să o cresc, o casă la care trebuie să plătesc chirie. Nu, alo, nu închideți! Vai, ce mă fac? Nu mai pot! M-a luat panica, m-a luat frica! Nu trebuie să o las pe Daria să mă vadă în halul ăsta. Daria trebuie să fie calmă, nu trebuie să o sperii și pe ea degeaba. Dar totuși nu pot să stau calmă când mi-am pierdut jobul și riscăm să ajungem pe străzi. Dar trebuie să iau fața vesele și să mă port normal cu Daria. Mamă, ce s-a întâmplat? De ce ți-e frică? Simt frica ta, cu cât mă apropii mai tare de tine, simt că ți-e frică. Daria, cum adică simți frica mea? De unde știi tu că mi-e frică? Nu mi-e frică, mama e doar puțin agitată, probleme la muncă, în rest nu mi-e frică. Mamă, te simți vinovată că mă minți? Mă simt eu, simt tot ce simți tu. Daria, te simți bine? Nu pot să cred, acum crezi că nu sunt normală. Acum vrei să mă duci la spital, simți că am probleme. Daria, mamă, mă cam sperii, ce ți s-a întâmplat? Simt emoțiile tale, mamă, așa că fii veselă dacă vrei să fiu și eu veselă. Deci nu pot să cred, Daria. Tu chiar simți emoțiile oamenilor? Da, Lavi, și acum simt că ești foarte uimită. Wow, nu-mi vine să cred. Deci amândouă aveți puteri magice. Ție ți se întâmplă ce visezi noaptea și Daria simte ce simte un om. Eu ce simt acum, Daria? Angela, simt că vrei să ne spui ceva. Da, vreau să vă spun ce am pățit și eu. Angela, ne spui mai târziu. Simt că mi-e foame, mi-e foarte foame și aș putea muri de foame. Mai am foarte puțin de trăit, asta înseamnă că cineva e în pericol, trebuie să aflu cine să-i salvăm viața. Daria, ce faci? Unde ai fugit, Daria? Așteaptă-ne! Cine ești? Rezistă, rezistă! O să te găsesc eu, te voi găsi! Lavi, ce-a apucat-o pe Daria? Nu știu, Angela, pare că simte că cineva e în pericol. Daria, Daria, ce-ai pățit? Ești bine? Vai, draga de tine, ce s-a întâmplat? Angela, trebuie să mergem la spital, vino încoace! Ce-a pățit? Era bine acum câteva minute! Trebuie să-l găsiți pe cel care este în pericol! Dacă el moare, o să mor și eu! Găsiți-l și salvați-i viața! E flămând, n-a mai mâncat de câteva zile, e foame, are nevoie de mâncare! Vă rog, simt tot ce simte el, este foarte speriat! Daria, rezistă, nu vei păți nimic! Angela, hai să mergem să căutăm persoana aia care are probleme. A zis că este foarte foame, că n-a mai mâncat de mult timp. Probabil e în pericol din cauza asta. Ah, cred că el e! Angela, am găsit persoana care e în pericol. Domnule, m-auziți? Domnule! N-a mai mâncat de o lună și nici apă n-a mai băut de câteva zile. N-o să mai supraviețuiesc mult fără hrană. Domnule, rezistați! Mă duc eu acum să vă cumpăr o sticlă cu apă și ceva de mâncare. Superputerea ta te-a ajutat să-i salvezi viața acestui om, e incredibil! Mulțumesc mult pentru ajutor! Într-adevăr, mi-ați salvat viața! Să vă povestesc ce-am pățit eu! M-am dus la magazin și m-am întâlnit cu cea mai bună prietena mea de la grădiniță! Eram nedespărțite! Și am salutat-o și m-am bucurat așa mult că am văzut-o! Antonia, ce mă bucur să te văd! Ești așa frumoasă! Ce te-ai schimbat! Mi-a fost atât de dor de tine! Bună, Angela! Nu-mi vine să cred! Prietena mea de la grădiniță! Și mie mi-a fost dor de tine și tu ești foarte frumoasă și te-ai schimbat în bine, să știi! Poate ieșim cândva la cafea! Bine, atunci eu mă duc să mai caut lucrurile pentru care am venit și o să-ți scriu pe Instagram! Poate ne vedem zilele astea! Da, sigur, mă duc și eu să-mi fac cumpărăturile! Sper să nu-mi scrie asta pe Instagram! N-am suportat-o nici la grădiniță și n-o suport nici acum! Să ies cu ea în oraș! Mai degrabă aș sta singură! Îmi poftim? Asta crede ea despre mine? Nu-mi vine să cred! Și eu credeam că e prietena mea! Nu-mi vine să cred, Angela! Și tu ai o super putere! Citești gândurile oamenilor! Da, și e oribil! Aflu numai lucruri rele! Mulți oameni! Eu credeam că mă plac și de fapt ei nu mă plac și cred lucruri rele despre mine! Nu mai vreau să am super puterea asta! Îmi scade stima de sine! Nici eu nu mai vreau să am puterea asta! Era cât pe ce să mor pentru că am simțit ce a simțit omul acela! E foarte periculos! Da, nici
nici eu nu mai vreau să visez ce urmează să se întâmple a doua zi. Uneori am coșmaruri și mi-e frică că urmează să se întâmple. Oare de la ce ni s-a întâmplat? Ni s-a întâmplat după ce am băut limonada. E clar, de la limonada. Asta înseamnă că trebuie să vorbim cu băiatul ăla care ne-a vândut limonada să ne dea un antidot. Haideți, fetelor, să mergem. Eu am început să visez viitorul. Eu am început să citesc mințile oamenilor. Iar eu m-am săturat să simt tot ce simt alții. Era să-mi pierd viața. Deși mă bucur că am reușit să-i salvez viața omului aluia, nu vreau să mai trec prin așa ceva. Te rugăm, dă-ne antidotul. Știm că limonada ta a făcut asta, pentru că am pățit asta fix după ce ți-am băut ție limonada. Aveți dreptate, fetelor. Eu v-am dat o limonadă care vă dă puteri magice. Nu știam sigur ce puteri magice vă dă. Știam că o să vă dea, dar acum am aflat. Wow, nu pot să cred. Voi aveți de ales. Dacă vreți, puteți să păstrați puterile magice sau pot să vă dau antidotul. Eu vând limonadă doar pentru că părinții mei nu vor să merg la facultate. Dar mie îmi place știința. Am făcut o felul de experimente în laborator și am creat poțiuni care dau puteri supranaturale omului. Așa că aveți de ales. Păstrați puterile tot restul vieții voastre sau beți antidotul. Eu m-am decis deja. Vreau antidotul. M-am săturat să știu ce cred toți despre mine cu adevărat. Și eu vreau antidotul. Tu l-avei? Te-ai gândit? Antidotul, categoric, vreau antidotul. Bine, cum doriți atunci.